v-am găsit. Astăzi tester de Kia Ceed. Nu mai am un Peugeot. M-am dat pe benzinare de câte are, 100 de cai, da? Da. 1.4 CVVT 100 de cai. Și aici pe vale. Nu prea stai învățat cu benzinarea, că m-am dezvățat de atâția ani de diesel. Da, e o mașină mică, mult mai mică decât Peugeot-ul meu. Și aici suntem la ieșire din Oltenița. Asta are 6 trepte. Am mai mult de mestecat în cutia de viteze. Păi ce să zic, din a patra acum urcă bine. Aici e deal. Mergem regulamentar, că na. Mai sunt și gropicele, mai... Asta e, ce se face. E de 3000 de ture între a 5-a. Dacă schimb a 6-a, ia, gata. Schimbat-o a 6-a. 90 de kilometri. Bă, cred că am schimbat-o. A 6-a, am băgat a 4-a la loc. Că eu sunt învățat ca la mine și cred că am tras-o. Da, e 4. Ia, o tras-o în a 4. Gata, a 6-a. Vezi? 2000 a scăzut. A zis eu că... Mașina e economică. Da, mașina e economică, exact. Toată localitatea o lăsăm ușurel. Eu cu dieselul mergeam cu a treia în localitate. Da, are că, cuplu. Da, cuplu. Nu poți să mergi cu a patra, că omori motorul ție. Da. Uite, aici, aici având, în a patra... Aici având motorul aspirat, da. 100 de cai, cum am spus și mai devreme. Zice să-i dau a 5 aici, indicatorul ăsta. Da, da. Lasă-o, vericule, că nu știi tu. Inteligența pentru economie. Artificială. Da, mă, pentru economie, da. O ții prea structurată, chiar dacă e aspirat, știi? Vreau să conduce chiar fain, adică... M-aș potrivi într-o de-asta. Avem cățelul în față. Motorină. Da, tot. Tot pe motorină. Da, dacă stai să te gândești. Parcă aș merge și pe ceva cu benzină până la urmă. Crede. Merge, se poate. Da, merge. Mi-e place cum merge asta. M-am dezvățat eu de benzină, dar dacă aș merge câteva zile cu ea... Ai fi să te obișnuit. Da, exact. Dacă de ani de zile sunt numai cu diesel de la Dacia Supernova încoace, am avut numai diesel. Motoare pe motorină. Da, Peugeot 206 și după aia 308 tot diesel. Maximul legal. Da, avem chef să le dăm bani. Bani. Ce-mi place la mașina asta că e mică, adică e mult mai mică față de 308, te bagi cu ea, te strecori imediat. Foarte ușor. Da, față de 308, care e și SW, varianta
dric, cum îi zic eu. Da. Bagi și mult în ea, dar găsești greu loc de parcare pentru asta mare. Și în rest, direcția e foarte bună, e foarte ușoară, e mai ușoară decât la mine. E electrică direcția la tine? Da. Full, nu? Adică da. Nu un motor electric care îmi exact. Direcția. La mine e electrohidraulică, un motor electric care circulă lichidul de direcție, de servodirecție. Nu este antrenată de motor. Asta. Da, nu au o treabă. Da, îl claxona pe nenea cu Loganul, da. Cel cu dasterul și cel cu dasterul de pășire, ți-i plare. Da. Nu putea să stea acolo în spatele lui. N-ai mai ce să le faci, ăștia sunt oameni. Trăim în România. Da. Trebuie să stăm, să prevenim chestii din astea. Corect. N-ai ce să faci. Asta e o mașină mică, e o mașină de transport din punctul A în punctul B. Nu e de performanță, mă, nu poți să dai pe modul sport, mă. Petrică, dai pe da, GSP, da, nu avem așa ceva. Pe modul sport, le o băgăm pe GSP. Nu e, e ca și 308, să te plimbi cu ea de la punctul A la punctul B și tot așa. Și pe economic. Exact. Că, na, vrei sport, îți iei Maserati, îți iei Alfa Romeo, Ferrari, dacă vrei să-ți iei ceva diferit, adică și nu... Și bine, dacă ai și buget. Dar normal, eu zic, pentru cine are buget să-și cumpere, că... Na, nu avem noi. Noi discutăm de ce ne-ar plăcea, că... Na, da. Ne-ar plăcea. Ce bine că pleci, mă, cu tractorul. Da. Semnal? Da. Semnal? Nu prea am văzut. Ne-ar plăcea multe, dar bugetul nostru nu e, da? Bă, până la urmă, nu e nimic limita. Rău să-ți placă o mașină, chiar dacă n-ai bugetul să o iei. Da, frate, îmi place Maserati, îmi place Alfa Romeo, Giulia. Da. Le-am văzut, sunt super faine, sunt... Bă, e altceva, dacă vrei să-ți iei ceva și ai bani, să-ți permiți și întreținerea și tot te duci la italieni. Adică eu așa aș face, nu m-aș duce să-mi iau... Nemțești Volkswagen, BMW. Nu, exclus. Nu mă atrag, asta e, nu am nimic cu ele. Deci cu italieneștele? Da, sunt foarte ok. Eu sunt dar cu coreene. Trebuie să le iei și pe astea și BMW și să le iei noi, bă, frate. Să știi cum treci tu, să știi ce îi faci și tot așa. Că dacă ai luat-o la mâna a doua, știi și voi, sunt foarte sărite mașinile astea și... De la reprezentanță? Da, te-ai dus la reprezentanță, ai luat-o și după aia o întreții. După aia nu mai te plângi, bă, că face BMW-ul mașini rele sau... Nu, frate, nu e așa, e... Omul strică mașina, știi? Asta e treaba. Da, exploatarea. Exploatarea, mai exact. Nu neapărat producătorul. Dacă omul nu are grijă de ea, n-are nicio vină producătorul pentru asta. Exact. Să te vezi cu un Maserati 4 porte. Gran Lusso, mai de lux, știi? Da. Și tot așa. Sau Alfa Romeo Giulia, că da, dar frumusețe, Alfa Romeo Giulia e absolut superb. 200 respectiv 520 de cai sau cât. 520 quadrifoliu. Da. V6 Busso biturbo. Italienii ăștia știu să facă motoare, mai bine. Nu așa. Avem și aici o linie dreaptă, pe mâna 5-a. Da. Dacă o calci, nu se întâmplă nimic, stai liniștit. Că, da, ce se întâmplă la 100 de cai? Tragi și pe a 6-a și mergi la economie. Dau dreptate, că el vrea să-și ia ceva turbo și îi dau și o dreptate. Da, trebuie. O calci și nu se întâmplă nimic. La Peugeot mai simți ceva că are turbo ăla, chiar dacă e motorul de 95 de cai, dar mai simți ceva de la turbo ăla.
că 25 de cai puși pe o caroserie de 1500 de kilograme. Așa, așa că tare, 1386 ceva de genul maxa, masa maximă. Da. Așa că, ca să nu ne mai lungim, cam asta a fost. V-am salutat și toate cele bune, pa, pa!